Bună seara, felicitări. Pot să spun că e debutul perfect? Ca și rezultat, da. Putem spune că e un debut perfect. Și momentul, câștigarea acestor 3 puncte, să spune că era oportun. Dar clar că au fost probleme. Au fost probleme mari și nu sunt de acord cu atitudinea unui jucător. Dar voi avea timp să remedie acest lucru, pentru că le-am explicat clar acum după meci că, din păcate pentru unii, dacă vor avea aceeași atitudine, drumul nu este împreună, nu-l putem avea împreună. Pentru că am nevoie de jucători care dau totul, din primul până în ultimul minut la antrenament și din primul până în ultimul minut la meci. Sunteți singurul care nu sunteți euforic după victoria asta? Păi nu am de ce să fiu euforic. Este o victorie muncită, felicitări băieților pentru efort, pentru atitudine. Sunt și astfel de meciuri când le câștigi nu neapărat pentru un joc pe care noi nu l-am făcut astăzi, mă refer la un joc frumos. Adică vă doreați mai ofensiv, nu? Să aveți mai mult mingea, Da, pentru că, bine, n-am avut timp foarte mult, dar v-am spus, importanța punctelor și momentul, eu zic că a fost și este destul de important, dar pe viitor cu astfel de joc când putem emite pretenții foarte mari. Ați plecat de la un club cu probleme, să spunem, interne, veniți aici și cam ce ați găsit așa atmosfera? Simțiți că aveți mai multă susținere și că sunteți lăsați să vă faceți treaba mai bine? Nu, da, și la Craiova am avut parte de susținere. Așa au fost lucrurile, așa au fost treburile, n-au mers lucrurile și era normal ca cineva să plece și am plecat eu. Dar și aici clar am beneficiat de același lucru, de susținere și vom vedea ce se va întâmpla până în iarnă. O ultimă întrebare, când ați venit aici, vi s-a trasat un obiectiv play-off-ul sau? Da, vă dați seama, nici n-ai ce obiectiv să-ți propui. Ce să-ți propui, să evitarea de la retrogradării? Păi suntem 10 echipe sau 13-14 echipe la play-off și 2 la evitarea retrogradării. Ce obiectiv? Să câștigi 2 meciuri, ești în play-off, pierzi 2 meciuri, ești la loc de baraj. Așa că practic nu ai alte oportunități, nu ai alte soluții sau alte variante de să-ți alegi. Ori play-off, ori evitarea retrogradării. La mijloc nu există. Păi dacă ai câștigat 2 meciuri, deja ești aproape de play-off. Pierzi 2 meciuri, deja ești aproape de retrogradare. Ești și normal, atât timp cât sunt investiții și să fac investiții la club, este și normal să-ți dorești. Plus de asta, performanța de anul trecut te obligă. Te obligă pentru că e clar că odată ce ai ajuns în play-off, este și normal ca anul următor să-ți dorești cel puțin același lucru. Dar mai este mult până vom putea spune exact dacă avem șanse reale pentru play-off. Mai am o întrebare, am zis că ultima, dar mai am una. Ce faceți lui Garita? Pentru că mi se pare că joacă așa într-un campionat în care adversarii lui sunt juniori. Îi depășește și în viteză și fizic. Adică eu nu mi-aduc aminte de un jucător de tipul lui. Sunt calitățile lui. Trebuie să ajute echipa, de aia este adus aici. Iar în cazul în care va veni o ofertă concretă, cred că va fi lăsat plece. Dar este și el un jucător ca toți ceilalți care sunt în cadrul clubului și atacanți în România, că mai sunt atacanți buni în România. Așa că datoria lui este să marcheze, să ne facă bucuroși și pe urmă, prin reușitele lui personale, să se poată transfera undeva să-i fie mult mai bine ca aici. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!